Proiectul Patrimoniu pentru următorul secol dezvoltă o campanie națională de conștientizare și educare privind necesitatea protejării patrimoniului cultural național și a combaterii vandalismului asupra monumentelor istorice. Proiectul folosește instrumente de educație alternativă, precum realitatea augmentată, noile tehnologii și forme de media, instrumente digitale de educație interactivă și arta digitală. Platforma proiectului are 7 secțiuni ușor de accesat, fie din prima pagină, fie din meniul orizontal al site-ului. Despre noutăți, studiul tinerii și patrimoniul cultural, ABC-ul patrimoniului, harta interactivă a monumentelor istorice din România, documentar, 7 povești despre patrimoniu și comunitate și contact. În secțiunea Despre puteți afla mai multe informații legate de proiect, finanțatori și parteneri. În secțiunea Noutăți apar actualizări constante despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului, cum ar fi turul ghidat organizat pentru liceenii din capitală și concursul de fotografie. Din nevoia de a cunoaște mai bine stilul de viață al tinerilor din România, INCFC a realizat un studiu care poate fi descărcat în format PDF sau poate fi citit direct pe site. De exemplu, aici puteți afla unde preferă tinerii să facă graffiti sau ce le place să facă mai mult în timpul liber, dar și alte informații despre gusturile și așteptările lor legate de oferta culturală. Am creat și un instrument educațional interactiv pe care l-am denumit ABC-ul patrimoniului. Este un suport de informație pentru adolescenți care își propune să le stârnească curiozitatea și să-i familiarizeze cu elementele patrimoniului cultural. Fiecare capitol cuprinde informații expuse schematic și sintetic, fotografii care exemplifică tematica subcapitolului și scoate în evidență conceptele cheie și termenii de specialitate. ABC-ul patrimoniului este un instrument util pentru completarea informațiilor primite de elevi la școală, la orele de istorie, geografie, educație civică, istoria culturii și artei, dirigenție, limbi străine, științe sociale, economie, sociologie, psihologie, filozofie. Tot aici găsiți și caietul de lucru pentru profesori privind îmbunătățirea cunoștințelor despre patrimoniul mondial, care prezintă propuneri de activități ce pot fi adaptate și dezvoltate în funcție de specificul local și de nevoile elevilor. Pe pagina Hartă găsiți distribuția geografică a monumentelor istorice din România. Harta este un element dinamic și interactiv. Adolescenții care identifică un monument de patrimoniu pot contribui la completarea acesteia folosind aplicația Patrimoniu 100 din Google Play sau App Store. Ei pot încărca fotografii cu obiectivele descoperite direct pe hartă. Aplicația folosește realitatea augmentată, care permite utilizatorului să devină grafer sau restaurator. Ei pot desena sau șterge elemente grafice de pe clădiri, apoi pot încărca imaginile pe Instagram. Secțiunea Documentar include 7 scurte povești vizuale despre patrimoniu și comunitate pe care le puteți arăta liceenilor. Selecția acoperă diversitatea stărilor de conservare a clădirilor de patrimoniu, a proprietarilor, a localizării, a rolului istoric, dar nu în ultimul rând modul în care sunt privite acestea de către oamenii din jurul lor. Centrul în jurul căruia gravita toată activitatea, și economică, și socială, și culturală, gravita în jurul palatului. Puteți să ne contactați pentru orice sugestii, întrebări și propuneri legate de proiect prin formularul disponibil pe pagina de contact. Vă invităm să accesați instrumentele puse la dispoziție pe platforma www.patrimoniu100.ro pentru a îmbunătăți cunoștințele elevilor despre patrimoniu.